Salut, prieten, sunt Mihai Spanov cu un video despre bursa QR din Canada, care la înregistrare pe Telegram Bot ne dă nouă posibilitatea de a câștiga gratis 400 de monete cu prețul de 0,1 dolari. Deci undeva se primește 40 de dolari. Dacă vă doriți să primiți această cantitate, trebuie de făcut înregistrarea după linkul care este sub acest video, unde trecem la Telegram, așa se numește, QR Exchange Bounty Bot, unde trebuie de îndeplinit mai mulți pași în final, care ne aduce la ceea că, uitați-vă, eu am primit 400 de monede. Care pași sunt aceștia? Cum vă explic? Deci, când apăsăm pe linkul care este sub video, trecem la Telegram, apăsăm pe butonul Start. După aceea nu ne apare informația aceasta că în engleză. Ce trebuie de făcut? Deci, punctul A, B, C și D. Unde este scris că trebuie să, deci unde vedeți, 40 dolari, 400 de monete în total. Fiecare sarcină ne aduce 900 de monete. Deci dacă nu le faci toate, câți sarcini faci, toate monete primiți. Deci, prima sarcină trebuie de unit la Telegram chat. A doilea sarcină de unit la Telegram canal. A treilea de făcut înscriere la Twitter-ul lor, Twitter pagina, și de făcut retweet. A patra, de făcut înscriere la pagina Facebook, care nouă ni se propune, și să facem share la pagina dată. Pe urmă, dacă dorim mai multe monete, putem să mai primim câte 80 de monete pentru fiecare referral. Pentru ca să ajungem la linkul nostru de referral, trebuie să facem mai multe sarcini, în final el apare, linkul nostru. În afară de aceasta, se poate de câștigat în plus niște monete dacă atingeți un careva loc din primul, deci nimeriți în top 20. Primii 3 locuri câte 6.000 vor primi în plus, de la 4 la 10 4.000, de la 11 la 20 2.000. Deci de la 600 până la 200 dolari. La plus la cei 40 care le primim. Și deci ce pași care sunt acolo, o să vedeți cu săgeată. Deci deja eu am făcut și la mine nu se vede. Prima săgeată ne aruncă la trecerea în canal Telegram. A doilea săgeată la Telegram chat. Pe urmă deja la Twitter. Și apăsăm de pildă pe rând și introducem datele care sunt. De pildă, după ce am făcut trecerea după Twitter, deci se deschide. Deci apăsăm pe linkul acesta, se deschide pagina, facem cum scrie aici, follow și retweet. După aceea trebuie să scriem, uitați-vă aici, scriem informația despre loginul nostru în Twitter. Îl trimitem, când apar două linii, sistemul l-a salvat, trecem la pasul următor, deci scrie că Twitter account este salvat. Mai departe, apăsăm pe submit și mai departe. Unde sunt patru pași care trebuie trecut, deci Twitter primul, a doilea, Ethereum. Portofelul de adăugat, deci eu l-am adăugat și el mi-a scris că Ethereum adres este salvat. Pe urmă, treile pas am trecut cu Facebook, sarcina, vedeți, Facebook, se deschide, am făcut și așa mai departe. Deci, îndeplinim pe rând toate. A patrulea pas este de introdus e-mail-ul.
Deci tu pe Facebook trebuie să copiem linkul și să-l trimitem lor aici, apăsând. Așa apare. După ce am făcut acest lucru, spune că Facebook, pagina noastră care am trimis-o lor este salvată. Și ultima, e-mail-ul. Îl scriem aici, îl trimitem și tot s-o salva. După ce am făcut 4 pași, aici, apare a cincilea buton unde noi suntem verificați că suntem oameni reali. Deci ni se dă o careva sarcină care trebuie gândită. Deci în cazul dat, mie mi s-a dat din nou de scăzut 7. Răspunsul trebuie să-l scriu aici și eu am scris 2 și l-am trimis. După ce am făcut acest lucru, mi-a apărut informația cu linkul meu, deci care eu îl pot să-l copie, să-l trimit la alte persoane. Și balanța, dacă vreau să o văd din nou când mă invit, că eu n-am invitat pe nimeni până când. La fel, dacă dorim să schimbăm portofel Ethereum, dacă ceva am greșit. Apăsăm. Eu nu vreau să schimb. Pot să-mi arăt încă o dată balanța, pot să-mi adaugă cineva. Nimic. Eu numai ce am făcut înregistrare. Deci asta e. Nu e nimic complicat. Dacă doriți $40, faceți pașii care am arătat. Puteți să reporniți video unii nu înțelegeți. Nu e nimic complicat. Cam atât ce am vrut să spun. Numai bine.